Asta e lovitura iernii în Liga 1. Budescu la Șepși. Bergodi mai primește și un fundaș croat. Budescu a plecat de la FCSB liber de contract și va semna cu Șepși. E a patra echipă din România la care va juca Budescu după Petrolul, Astra și FCSB. În toamnă la FCSB, Budescu a dat un singur gol în 11 meciuri jucate. Șepși e calificat în semifinalele cupei, unde va întâlni Craiova. În campionat, oamenii lui Bergodi sunt pe 10, la 6 puncte de play-off. Am avut nevoie de un mijlocaș ofensiv, un zecar, cum se spune, care rar se găsește în fotbalul românesc. Budescu nu va avea cel mai mare salariu de la Șepși. Peste 10.000 niciun jucător nu vine la Sfântul Gheorghe, atâta pot să văd. Dar va avea cel mai mare salariu de la Șepși? Nu. Nu. O să aibă 10.000 salariu. La Sfântul Gheorghe, Budescu va primi pâine de la patron cu rația. Nu vă e teamă să nu dea buzna în brutărie acolo la dumneavoastră? Nu, nu. Deci eu cred că cu Bergodi o să înțeleagă foarte bine. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.